Deputatul USR de Hunedoara, Poliana Hangan, a solicitat colegilor săi să voteze proiectul său de lege, care prevede tăierea renumerațiilor pentru comisiile consultative de pe lângă agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă. Poliana Hangan a declarat în plen, citez: în timp ce aceste consilii consultative primesc renumerații, multe dintre afacerile private și cetățenii noștri se zbat să supraviețuiască sub greutatea taxelor și impozitelor crescute. Doamnelor și domnilor deputați, vă cer să votați împotriva respingerii acestui proiect de lege, proiect care propune eliminarea remunerării consiliilor consultative ale AJUFM-urilor. În fiecare județ, aceste consilii consultative sunt formate din 15 persoane care sunt plătite lunar cu echivalentul la 10% din salariul directorului AJOFM din județul respectiv. Practic, indiferent de competențe, de performanțe ori de orice alt criteriu obiectiv, aceste persoane sunt plătite pentru simpla participare la o ședință lunară, fără a exista posibilitatea verificării dacă aceste persoane au avut activitate, ori dacă activitatea acestora a adus o îmbunătățire serviciilor publice acordate cetățenilor români. Este și un vot moral acesta, pentru că, doamnelor și domnilor deputați, ne aflăm într-o adevărată criză bugetară pe care dumneavoastră, cei din Coaliția de Guvernare, ați recunoscut-o de altfel, impunând cetățenilor români și mediului de afaceri noi creșteri de impozite și taxe. Astfel de tăieri ar reduce, practic, o povară fiscală inutilă asupra bugetului de stat. Așadar, doamnelor și domnilor deputați, vă solicit să faceți un minim gest de solidaritate cu românii care trăiesc cu greu de la o zi la alta și să susțineți acest proiect de lege, pentru că nu mai avem nevoie de noi poveri asupra bugetului de stat. Proiectul de lege inițiat de către Poliana Hangan a fost respins de Senat.